Bună seara și bine v-am regăsit! O nouă emisiune Cocktail. Vorbim în această seară cu vicepreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari și consilier local, domnul Constantin Ionescu. Bună seara, bine ați venit! Să rămână bună seara și la mulți ani pentru anul acesta, pentru că este prima dată și mulțumesc de invitație. La mulți ani și dumneavoastră! Aș vrea pentru început, pentru că sunt pentru prima dată pe anul 2015, în numele meu, al domnului președinte Tănăsescu, în numele Uniunii Asociației de Proprietari, să mulțumesc în primul rând tuturor instituțiilor statului cu care Uniunea Asociației de Proprietari are un protocol de colaborare și fac referire aici la Inspectoratul Județean de Poliție și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și asigurăm că vor avea o susținere necondiționată din partea asociațiilor de proprietari pentru siguranță, pentru evitarea oricăror probleme la nivelul condominiilor și în situația în care apar diferite probleme. Să mulțumesc în primul rând tuturor asociațiilor de proprietari cu care am colaborat și tuturor proprietarilor care și-au adus contribuția de fiecare dată atunci când am lansat un proiect, când am lansat o discuție, o idee și să urez tuturor un an mai bun și plin de realizări. Anul trecut a fost un an în care ați reușit să obțineți proiectul la care ați lucrat foarte mult, cel privind un nou regulament al asociațiilor de proprietari. A fost un an în care ați muncit foarte mult și aș vrea să-mi spuneți așa retrospectiv care a fost perioada cea mai grea și din ce punct de vedere. Nu pot să spun că e o perioadă mai grea sau mai ușoară, ci din contră am încercat pe cât de mult posibil să-mi fac datoria, având și o funcție aleasă la nivelul Consiliului Local, să sprijin în primul rând acest segment și această zonă asociațiilor de proprietari care cu siguranță au avut și vor mai fi probleme până la eliminarea în totalitate. Am reușit pe parcursul mandatului de până acum adoptarea a 4 proiecte de hotărâre și spun eu că am creat un cadru legislativ prin care să existe anumite pârghii și jaloane prin care să ne permită atât nouă ca proprietari, cât și conducerea asociațiilor, cât și firmelor și societăților care asigură servicii proprietarilor să greșească mai puțin, tocmai pentru a evita pe cât de mult posibil să avem proprietari păgubiți, asociații de proprietari cu lipsă în gestiune, oamenii să nu mai fie nevoiți să plătească încă o dată acele sume de bani pentru că un președinte sau administrator a plecat cu banii. La fel, societăți furnizoare să nu-și facă datoria și aici am reglementat și suntem primul oraș din România care am reglementat acel cadru legal pentru firmele de repartitoare și repartizarea consumului în sistem de repartitor. A fost, să spun așa, câteva lucruri pe care am reușit să le punctez tocmai pentru a veni în sprijinul proprietarilor și asociațiilor de proprietari cu care colaborez foarte bine. Anul a început bine în sensul că s-au aprobat și sancțiunile care vor fi aplicate. Anul trecut la sfârșit a fost votată acea ordonanță referitoare la regulile după care vor funcționa asociațiile de proprietari, un proiect la care ați muncit foarte mult timp și a ajuns, iată, să poată fi și aplicat, aplicându-se și sancțiune. O să detaliem exact pentru ce vor fi sancționați cei de la asociații, dar și proprietarii. Însă aș vrea în începutul discuției din această seară să vorbim despre o problemă care a tot fost reclamată în aceste zile. Au fost foarte multe știri și o să vă întreb nu în calitate de reprezentant al companiei de apă, o să vă întreb în calitate de consilier local și de reprezentant al asociațiilor de proprietari. Este vorba despre diferențele la consumul de apă care apar în anumite facturi. O să urmărim înainte știrea și apoi discutăm. Campus TV a prezentat săptămâna trecută reclamația locatarilor unui bloc turn de pe Bulevardul Unirii care au sesizat că plătesc lunar un consum de apă mai mare decât cel indicat de apometrul montat la intrarea în apartament. În plus, aceste diferențe, însemnând mai mulți metri cubi în fiecare lună, nu sunt individualizate în factura emisă de compania de apă. Fie cifra trecută în dreptul diferențelor este zero sau aproape de zero, fie rubrica diferențe a fost suprimată de tot din factură, după cum se poate observa din imaginele prezentate pe ecran. În acest fel, locatarii mai puțin vigilenți plătesc în plus lunar mai mulți metri cubi de apă, fără a avea cunoștință de acest lucru. Referitor la această lipsă importantă conținută în facturile emise, Campus TV a solicitat o explicație companiei de apă. Răspunsul primit confirmă reclamația proprietarilor din blocul respectiv.
Facturile respective prezintă o particularitate temporară. Diferențele de consum de apă, deși facturate, nu sunt evidențiate. Menționăm că problema afișării detaliilor menționate pe factură este în curs de soluționare. Așadar, diferențele nu sunt evidențiate, iar minusul din facturi este în curs de soluționare. Explicația ar fi aceea că... Această situație a apărut în 2014, după montarea în bloc la solicitarea Asociației de Proprietari a unei noi rețele de apă, la care s-au racordat o parte dintre proprietari, rețea ce coexistă cu cea veche, ce alimentează alți trei proprietari. Totuși, compania de apă susține că diferențele respective sunt prezentate Asociației de Proprietari. Pentru a furniza clienților noștri informația referitoare la diferențele de consum, compania de apă furnizează lunar Asociației de Proprietari tabelul cu defalcarea consumului de apă și a diferențelor înregistrate pe fiecare apartament. Și acest tabel este afișat spre știința locatarilor. Ar mai fi de precizat că proprietarii din blocul respectiv au făcut în februarie anul trecut o investiție de minim 10 milioane de lei vechi de apartament, însemnând distribuție pe orizontală și apometru la ușa apartamentului. În ciuda investiției, diferențele de consum continuă să se înregistreze și trebuie plătite. Sunt câteva din problemele care au fost semnalate la redacția noastră și o să vă întreb pe dumneavoastră care ar fi răspunsul pentru acești oameni. Sigur, diferențele de apă au existat. Încercăm pe cât mai mult posibil să le diminuăm și să le rezolvăm și am rezolvat o serie de astfel de reclamații. Și o astfel de reclamație și o sesizare venită din partea unor proprietari a fost ca și soluție și destul de simplă, faptul că s-a convenit de comun acord cu proprietarii și cu asociația de proprietari o zi la sfârșit de lună, atunci când se fac acele citiri în toate apartamentele, pentru că există suspiciuni că sunt persoane în bloc și știm foarte bine care nu dau citirea corectă sau nu deschid sau sunt plecate și intră altcineva în apartament, se citesc acele aparate și atunci automat iese la iveală de unde apare acea diferență. În al doilea rând, apar diferențe și ca urmare a clasei de precizie, pentru că eu am în apartament un aparat cu o clasă de precizie inferioară față de cel pe care societatea este obligată să-l monteze la intrarea în bloc cu o clasă de precizie cu o sensibilitate mult mai mare și atunci, automat, din datele tehnice ale celor două aparate, există o această diferență din punct de vedere tehnic. Dar din punct de vedere al citirii corecte, a da un consum corect, al deschide ușa la sfârșit de lună, se pot corecta astfel de lucruri cu condiția ca toată lumea să fie acasă la ora și ziua stabilită și să o comisie la nivelul Asociației de Proprietari și al societății furnizoare să va intra în fiecare apartament și va depista până la urmă toate aceste lucruri și sunt eliminate, vă asigur că astfel de lucruri am făcut și se fac în continuare. Ați văzut că în știre era vorba despre cazul unui anumit bloc, probabil că și din câte am înțeles acei oameni nu sunt afiliați la o societate, la o asociație de proprietari, deci nu pot face reclamații acolo, așa că au ales calea aceasta. Nu e problema că pot face o sesizare din partea proprietarilor, dar din știrea pe care dumneavoastră ați prezentat-o am văzut că jumătate din bloc aveau contorizare individuală, scoase aparatele din casă, jumătate nu erau și mergeau pe sistemul vechi. Practic, nu știu exact care e situația tehnică în blocul respectiv, dar un sistem într-un bloc cu mai multe componente nu poate funcționa corect. N-ar fi trebuit să fie aprobat, pentru că să fie jumătate sunt și jumătate. Asociații și blocuri, nu, oamenii își fac cum doresc, dar până deci la urmă, legea, asta. Sigur, legea oricărui furnizor de servicii spune că trebuie să monteze acel aparat de măsură la intrarea, la limita de proprietate. În al doilea rând, vreau să vă spun că au existat și există în Buzău asociații și blocuri care au făcut această investiție scoțând acele aparate la limita de proprietate, cum este blocul ISPS din zona industrială, cum sunt blocuri prin zona Obor, în Dorobanț 2, știu foarte bine, unde nu mai este niciun fel de diferență. Pentru că nu mai este niciun fel de suspiciune că eu aș face altceva, de ceea ce nu este corect față de vecinul care dă citirea corectă, că nu am acele aparate verificate în termenul stabilit, că nu umblu la fel de lucruri pentru a evita și a ocoli legea și a nu da o citire corectă, și o serie de lucruri care
converg către o astfel de diferențe însumate la sfârșit de lună. Deci spuneți că toate aceste diferențe sau bani în plus pe care îi vedem pe factură și știm că n-am consumat chiar atât de multă apă, apar pentru că unii dintre vecini mai recurg la diverse pârghii să plătească mai puțin. Apar și astfel de cazuri, sigur, dar le-am eliminat și în colaborare cu asociații și cu proprietarii de bună credință s-au descoperit astfel de lucruri. Ce ar trebui să facă oamenii care îi suspectează pe unii dintre să vecini? Să mă caute pe mine. Să vă caute pe sigur. Dumneavoastră. Sigur. Și probabil că veți trimite o echipă sigur, care să sigur. Controleze. De comun acord cu se constituie o comisie la nivel de scară de bloc, cei care doresc până la urmă să și toată lumea dorește până la urmă să regleze și să corecteze și să nu mai există astfel de diferențe și să stabilesc toate datele tehnice pentru a verifica și a face și a lua măsurile necesare în blocul respectiv. Până acum ați avut solicitări de acest sigur, fel să mergeți sigur. Să verificați? Sigur, de fiecare dată, de câte ori ați fost solicitări. Vreau să vă spun din capul locului că nu dau un procent, dar un număr însemnat de proprietari, fie că în special la bloc, nu locuiesc. Deci, practic, sunt apartamente care fie lasă cheia la cineva, sunt plecați în străinătate, la muncă, oamenii cu diverse probleme. E, necitind o lună, două, trei, nu poți să știi ce se întâmplă în acel apartament. Pentru că poate avea cheia cineva, o rudă, vine, consumă, n-are cum să citească președintele sau cine citește acele aparate de măsură, iar acel consum fiind pe zero, dar în realitate există un consum în acel apartament care nu este declarat, dar se repartizează ca și diferențe celorlalți proprietari. Diverse instalații defecte care curg în apartamente la fel nelocuite și care înregistrează aparatul general, dar care nu sunt depistate din punct de vedere al citirilor la sfârșit de lună și o serie de aspecte care pot fi corectate și care oameni care nu dau drumul, proprietari care nu dau drumul să citească la sfârșit de lună cu lunile, nu lasă președintele sau administratorul în momentul în care vine la sfârșit de lună să citească și la fel consumă sau dă un consum pe hârtie care nu corespunde cu realitatea din punct de vedere al aparatului de măsură, o serie de lucruri care la o astfel de verificare pot fi depistate. Deci spuneți că de fiecare dată problemele apar din cauza unor locatari și nu neapărat din cauza companiei sau nu cineva încearcă să-i încarce aiurea. Nu, pentru că e un singur aparat de măsură la unitatea de proprietate, dar corectăm și corelăm acele aparate cu cel de la intrarea în bloc și să depistează acele diferențe. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Să nu mă numesc. Da, doamnă. Deci vroiam să vă întreb și eu, domnul Ionescu, vă rog, ce se întâmplă cu firma aceasta de repartitoare El Saco, care este solicitată să vină să facă o anumită remediere într-o locuință și nu răspunde sub nicio formă la niciun telefon, ușile sunt închise și deci măcar administratorul de la PT15 Pămesteacănului, da? Pămesteacănului, da. Nu a reușit să-l contacteze. Ce fel de reclamație ați făcut, doamnă? Deci s-a defectat un calorifer. Da. A trebuit să fie înlocuit. Da. Și se stă în fric pentru că nu s-a putut monta calorimetru, pentru că în bloc așa se procedează. Am înțeles. Da. Și când ați fost la ei? Când ați făcut sesizarea? Sesizarea a fost făcută alaltă ieri. Ah. Deci pe data de 12. 12, nu rețin. Acum că am și emoții că n-am solicitat. Am înțeles. Și n-ați găsit pe nimeni? N-ați putut să luați legătura? N-au răspuns sub nicio formă. Am înțeles. La ce bloc stați? Poftim? La ce bloc locuiți? Deci bloc deci pe Mesteacănului 2E. 2E? De la Elena? Da. Etajul 1, apartament 13. Am înțeles. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. O să iau legătura și o să vedem exact ce se întâmplă, pentru că ei au această obligație să aibă un punct de lucru, o persoană de contact, o echipă de intervenție conform hotărârii. Dar nu este nimeni acolo. Am înțeles, doamne. Am înțeles. Lăsați un telefon în redacție ca să vă răspund, să vă dau răspunsul, vă rog mult.
Da. Nu închideți, luați legătura cu colegii și lăsați numărul de telefon. Bun, deci e bine că puteți trimite echipe, că puteți verifica exact ce se întâmplă dacă oamenii au o problemă. Ați auzit până acum de firma asta de repartitoare? Da, sigur, operează la nivelul municipiului Buzău. Și știți că ar crea probleme în momentul în care... Au fost anumite lucruri ca și probleme în momentul în care exista acea repartizare a cantităților de căldură. Nu se ținea cont... Bine, era o chestiune generală valabilă pentru toate firmele care operau la nivelul municipiului Buzău. Nu... Începând de la faptul că nu țineau cont de acel referat tehnic pe care proprietarii l-au plătit vis-a-vis de acel procent pe spații comune, nu citeau corect, nu intrau în casă, mă rog, o serie de lucruri care se întâmplau acum 2 ani de zile, după ce am reușit să adoptăm această hotărâre de Consiliu, lucrurile au fost puse la punct, s-au reglementat, reclamațiile s-au diminuat într-un număr semnificativ, evident și regia municipală, asupra căruia se răsfrângea toate reclamațiile, nu mai sunt astfel de numeroase și oamenii nu mai sunt păgubiți ca urmare a venite din partea acestor reprezentanți a firmei de repartitoare. Sigur, mai sunt și cazuri, dar ei aveau această și au această obligație să aibă un reprezentant ca punct de lucru cu tot ceea ce înseamnă intervenție în orice moment pentru a rezolva situația. O să iau legătura și să văd ce se întâmplă. Spuneam la început că s-au aprobat sancțiunile care vor fi aplicate de acum înainte. Înțeleg că au fost câteva sancțiuni aplicate. Spuneți-mi, cine vor fi cei pedepsiți dacă nu respectă regulile din regulamentul pe care l-ați aprobat. Sigur. Aceste sancțiuni și contravenții practic completează acel proiect de hotărâre care a fost adoptat anul trecut în cadrul ședinței de Consiliul Local privind managementul asociației de proprietari. Așa am dorit să sune la acel moment, acel regulament de organizare și funcționare a asociației de proprietari, cu o serie de lucruri prin care am reușit să le completez față de legea 230 și normele de aplicare 1588 din anul 2007, o serie de lucruri și o serie de jaloane legislative prin care, așa cum am spus, să te facă pe cât mai puțin să greșești. Dacă puneam de la faptul că în momentul în care făceam, și vă dau câteva exemple, în momentul în care făceam diverse lucrări sau se fac diverse lucrări într-un bloc, pornind de la hidroizolație, de la schimbat, nu știu, coloane la subsol, președintele nu era obligat prin legea 230 să încheie un contract sau un contract de garanție cu o firmă, indiferent că luai prețul cel mai mic, te trezeai că după 2 ani de zile oamenilor le plouă din nou în casă și erau obligați să plătească din nou alți bani pentru a-și asigura un confort normal, spun eu. Ei, prin acest proiect de hotărâre am stabilit câteva lucruri mult mai clare, că ești obligat să încheie un contract de garanție, să respecti o anumită procedură de lucru prin care să selectezi o anumită firmă cu bonitate și cu tot ceea ce înseamnă executarea unor lucrări de calitate, să nu mai alergi după aia la 2 ani de zile să începi să, pe baza unor materiale proaste pe care le-au pus în operă, oamenii să fie păgubiți și nemulțumiți și o serie de lucruri prin care să încercăm să grădim cât mai mult această libertate de a nu face prin a face și a respecta anumite lucruri. Oricum, ați gândit normele respective pentru a-i proteja pe proprietari, sigur, nu sigur. Pentru a da amenzi cuiva nu, așa absolut, fără motiv. Dacă nu greșești, n-ai de ce să plătești și până la urmă să fii sancționat contravențional, plus că existau și proprietari, ce domnule, dacă eu nu stau la etajul 3 sau 10 sau ultimul etaj, nu mă interesează și nu particip că nu mă plouă pe mine. Lucrurile nu stau chiar așa pentru că, indiferent la ce etaj locuim de la parter până la ultimul etaj, avem și acoperiș și avem și fundații și atunci și subsolul tehnic este și al meu și al vecinului care locuiește mai sus sau mai jos. Și trebuie atunci avem aceleași obligații, sigur. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnule, bună seara. Sărma, domnule. Aș vrea să vorbesc cu domnul Ionescu. Domnul Ionescu, eu am fost la dumneavoastră, mă numesc Ionita Veronica, da. Sunt din Dorobanți, de la blocul 29 pe un apartamentul 3 pe 4. Da. Știți, v-am expus situația. Dumneavoastră mi-a zis să fac o reclamație, dar n-am mai făcut-o, că am zis că ne înțelegem omenești cu doamna Melentina. Poate ne spune și nouă despre ce este vorba, astfel încât să știe și telespectatorii. La blocul 29 pe 1, apartamentul, blocul 29 pe 1. Acoperișul s-a făcut la 5 ani, deci nu trebuia să se facă. Dar s-a făcut pentru că doamna de la asociație nu ne-a întrebat pe noi, a chemat firma de construcții, de ce este de izolat și a făcut singură. Iar noi ne-a spus să dăm câte 4 milioane partea noastră, plus 1,5 milioane să dăm dobândă. Bun, deci n-ați fost de acord pentru lucrări. Ce?
domnule, n-a venit nimeni să ne întrebe nimic, domnule Ionescu. Stați un pic așa, stați. Dar la momentul când... Da. Când ați hotărât să faceți lucrarea la nivel de scară de bloc? N-am hotărât nimic, noi, doamna Valentina și cu vecinul de la 4 am hotărât. Dumneavoastră la ce etaj stați? Eu ca la parter, nu i-a fi fost problema. Acum 5 ani am dat bani, 4 milioane de-a făcut acoperișul. Bun. Dar la 5 ani de zile nu e posibil, domnule Ionescu, să faci. Am înțeles, am înțeles. 5 ani. Da. Dar doamna Valentina a făcut vecinul de pe partea cealaltă și ce s-a vorbit, trebuie să facă de bună până goală. Doamna, o să vă rog să vă calmați un pic. Vorbim astfel încât să se înțeleagă și întrebarea exact. Nu, nu sunteți nervoasă, dar ridicați tonul. Nu s-a, nu, nu s-a făcut... Nu, 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 asta vorbesc eu. Nu, nu, nu sunt... Am înțeles. Nu, dar vreau să-i spun, domnule Ionescu, situația. Dar nu s-a făcut pe tot blocul lucrarea acum. Domnule Ionescu, pe partea cealaltă s-a făcut o dată și pe partea asta noi am făcut. După ce au făcut cei păpați. Deci, la 5 ani, da. S-a făcut iarăși acoperișul. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni. Deci trebuia să fac o ședință, să ne adune și pe noi, să ne întrebe și pe noi. Suntem de acord, nu suntem de acord. Vrem cu firma aia, vrem cu firma aia. Nu! În seara asta a dat nota aceea de la întreținere și mâine dimineața au venit cei care au făcut acoperișul. Dumneavoastră, ce ziceți dumneavoastră? Părerea dumneavoastră, cum vă întreb pe dumneavoastră, că lucrați acolo și păi, sunteți cu toate asociațiile locatare. Când ați venit la mine, v-am rugat să-mi puneți pe hârtie o sesizare ca să putem să verificăm. Eu dacă vă spun care e situația acum, nu vrea să-mi oprească întreținerea. Eu mă duc să-mi plătesc datoriile și ea nu vrea să-mi plătească să nu-i dau la acoperișul. Dumneavoastră mi-a spus atunci așa, nu dați dacă l-ați semnat. Și i-a spus, domnule Enescu, mi-a zis așa, dumneavoastră, de ce mă obligați să dau niște bani? Și de ce să dăm dobândă aia, domnule Ionescu? Milion jumate în plus, peste 4 milioane acoperișul. Ce dobândă? Ce înseamnă dobândă? Domnule Ionescu, să întrebați pe doamna Valentina asta. Păi nu o întreb eu, trebuie să o întrebați dumneavoastră. Nu întrebați la o ședință acolo, la Consiliu. Nu, dar dumneavoastră ați întrebat-o la asociație acolo? De ce vă percepeți? Da, i-a cerut soțul altele, i-a cerut, a zis că ia dobândă, pentru că asta e situația. Da. Trebuie verificat, oricum nu e în regulă. Lăsați un telefon în regie ca să, să putem discuta nu, și să... Nu vrea să ne oprească întreținere, eu mă duc să-mi plătesc datoriile și nu vrea să, plătă, nu vrea să ne oprească. Am înțeles, am înțeles. Și, eu. Și nu vrea să ne oprească întreținerea că să-i plătim acoperișul 5.700.000. Locuiți la blocul 29 pe 1, da? 29 pe 1, apartamentul 3. Apartamentul 3. Am înțeles. Bine, lăsați un număr de telefon în regie și o să vă contactez eu. Vă rog să mă scuzați că am vorbit cam tare, dar asta sunt eu. O seară frumoasă, nu e problemă, o seară frumoasă. Oricum, cei de la asociație ar trebui sancționați, mai ales că acum există și un regulament. Trebuie verificat să văd ce se întâmplă la ce s-a întâmplat. Imposibil să nu-i plătească, să nu-i primească doamnei banii pentru întreținere. Până nu vedem exact cum stau lucrurile, nu pot să mă pronunț, dar era normal ca la momentul respectiv, și așa este legal, hotărârea se iau de către proprietarii din imobilul respectiv jumătate plus 1 și se duce la îndeplinire, iar toți ceilalți sunt obligați să plătească. Da, trebuie să văzut ce s-a întâmplat acum 5 ani de zile. Da, din câte știu, logic, bani se fac niște ședințe în care toți proprietarii sunt de acord sau nu sunt de acord. Dacă nu sunt de acord, se ține cont de părerea majorității și tot așa. Nu știu ce s-a întâmplat în această situație, dar se pare că nu e tot în regulă, așa că ar fi bine să verificați. Da. Mai am câteva mesaje, câteva întrebări pentru dumneavoastră. O să vă rog să ne răspundeți în măsura în care sunteți... Știți despre ce este vorba. Cum e posibil la un apartament cu două persoane să se consume lunar cel mult 3 metri apă, având mașină de spălat, se face baie și se folosește zilnic toaleta? Deci probabil un vecin e mulțumit că un altul plătește prea puțin. Deci 3 metri cub de apă, cum e posibil la o familie cu două persoane? E prea puțin? Așa e prea puțin, crede, bănuiesc respectiv, un apartament cu două persoane. Acum... Dacă pe acel aparat de măsură indică corect, funcționează corect și dă citirea la timp corect, e corect. Dacă nu, trebuie să facă de verificare, așa cum am spus. Adică 3 metri cub le-a citit pe aparat sau eu dată pe baza unei declarații? Da, probabil că va reveni cu o completare a mesajului. Sigur. Oricum vă întreba dacă este posibil sau nu este posibil. Acum nu pot să estimez de cât are nevoie o persoană, fiecare consumă exact cât are nevoie. E adevărat. Altcineva spune, de ce nu se impune asociațiilor de proprietari să strângă fonduri pentru hidroizolații? Nu există fond pentru hidroizolații, există fond de reparații. Prevăzut în legea 230 ca obligativitate pentru toată lumea. Un fond de reparații
pe care proprietarii l-au la dispoziție în momentul în care sunt necesare anumite lucrări de hidroizolație, de reparat la subsol, conducte, canalizare, instalații termice, electrice, reparații, orice dumnealor hotărăsc să facă cu acești bani. Știți bine că sunt și oameni revoltați că de ce trebuie să plătească la acel fond de reparații, de ce li se cer banii? Pentru că întrețin proprietatea comună. Și e normal să fie așa. Și e normal, e corect, legal până la urmă și sunt obligat să plătesc acel fond de reparații. Nu trebuie să vină nimeni și nimeni nu cheltuiește pentru mine pentru că am o cotă parte indiviză în acel bloc unde locuiesc. Nu numai apartamentul în care intru cu cheia e proprietatea mea, ci și scara, intrarea, subsolul, acoperișul, fiecare apartament, fiecare proprietar are o cotă parte de proprietate conform suprafeței apartamentului pe care îl deține și este obligat să participe la toate aceste cheltuieli. Înțeleg că până acum, de la începutul anului, din momentul în care au fost aprobate sancțiunile, primăria a fost cea care a ridicat... Prin lege este îndreptățită să facă aceste verificări și să sancționeze pe cei care le încalcă. A ridicat câteva atestate, a somat anumiți angajați din asociațiile de proprietari care se pare că erau angajați ilegal. Da, au fost situații de felul ăsta. Legii și în baza hotărârii de Consiliul Local, cea care reglementează a ocupa și a-ți păstra o funcție de administrator în cadrul asociației de proprietari, nicio persoană nu poate deține conform legii o funcție de administrator fără a avea acel atestat. Și au fost depisate cazuri în care președinții de asociație au angajat persoane sau mențineau în funcție persoane sau au menținut în funcție persoane fără a deține acel atestat emis în condițiile legii. De asemenea, au păstrat persoane în funcții care a avut atestat, dar le-a fost ridicat și în continuare practicau această meserie de administrator în cadrul asociației și sigur pentru a proteja proprietarii, acea persoană nu poate ocupa o funcție dacă nu are acel document și nu este calificată în meseria de administrator și au fost depisate și eliminate aceste cazuri. Și se vor face probabil anchete. Sigur, în continuare. În continuare, pe baza reclamațiilor, verificărilor și în baza acelui proiect de hotărâre, orice persoană are această obligație de a prezenta acel document anual, de a-l viza, tocmai pentru a proteja proprietarii, pentru că dacă o primăria a ridicat atestatul unei persoane pentru că a încălcat legea în anumite condiții sau a avut o delapidare sau mai mult e sau mult. E clar că proprietarul ar fi fost cel păgubit. Sigur, și atunci automat nu te poți duce în altă asociație să te angajeze plecând de aici pentru că ai avut niște sancțiuni și să păgubești în altă parte. Și atunci automat există o protejare și o protecție pentru toți proprietarii. Domnule Ionescu, mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamnă. Vreau să îl întreb și eu pe domnul Ionescu. Sărma, doamnă, vă rog. Pentru dânsul. Vă ascultăm. Vă rog. Da, bună seara, domnul. Sărma, aș vrea să știu de ce un locatar este obligat să plătească fond de reparații. Dacă acest fond de reparații nu se folosește câteva luni, unde stau depozitați acei bani, cine ia dobânda și de ce să nu plătesc după ce s-a făcut reparația respectivă? Atât? Da, mulțumesc. Bun, veți primi și răspunsul imediat. Legea 230 obligă ca și proprietar în a constitui un fond de reparații. Așa cum spune doamna, dacă sunt anumite lucrări programate a fi efectuate și ne costă o anumită sumă de bani și că le plătim acea sumă de bani în momentul respectiv e una, dar nu toți proprietarii dintr-un bloc de 80 de, sau 40 de apartamente pot plăti 5-6 milioane în momentul respectiv când se termină lucrarea. 2. Sunt lucrări care sunt lucrări accidentale. S-a spart o țeavă, s-a inundat, s-a fel de chestiuni care trebuie să intervenite și făcute rapid. Și care, dacă nu ai bani la asociație să plătești în momentul respectiv când s-a făcut remedierea, nu-ți face nimeni. Să te duci să cumperi materiale, să schimbi o instalație sau ceea ce lucrări care sunt necesare, am spus, accidental. Trebuie să existe un fond de bani și o sumă de bani, că nu o să stea administrat sau președintele noaptea sau ziua sau duminica sau sâmbătă, când trebuie să meargă să cumpere ceva pentru instalația tehnică, să ciocănească de ușă în ușă, să-ți dea banii unul acasă, unul îți dă când are salariu, ia salariu, o serie de lucruri. Deci din acest motiv se cer banii înainte. Spunea doamna cine administrează, cine gestionează și cine percepe acea dobândă. În hotărârea de Consiliu Local am prevăzut un
un articol prin care este interzis ca președintele sau cineva din asociație să deschidă alte conturi în nume personal sau pe numele altor persoane decât conturi în numele asociației de proprietari. Și amenzile sunt destul de mari, se ridică până la 50 de milioane de lei dacă ești prins. Președintele de asociație, în momentul în care se hotărăște să se strângă această sumă unitară pentru toate apartamentele, indiferent de nivelul sumei respective, este obligat ca la solicitarea mea sau oricărui proprietar din cadrul asociației să-mi spună care este nivelul fondului de reparație și care este dobânda pe care o percepe și banca unde a depus acești bani. Și atunci, automat, pe baza unui raport financiar, economic, este obligat să-mi dea aceste informații. Iar șeful de scară de la blocul respectiv are această obligație, bine, nu prin lege, dar poate verifica sau ca și cum sau orice alt proprietar poate verifica situația banilor din fondul de reparație care s-au strâns. Este și motivul pentru care ați muncit atât de mult să elaborați acele să norme? Prind absolut toate aspectele astea reieșite din realitate până la urmă și pentru a le elimina. Și referitor la sancțiuni, spuneați, vorbeam înainte să fie votat proiectul respectiv, despre faptul că nu oricine mai poate face reparații în casa așa cum își dorește, în apartamentul propriu, nu se pot sparge anumiți pereți. Până acum nu existau sancțiuni din multe puncte de vedere, acum există. Așa că oamenii ar trebui să știe că trebuie să se documenteze înainte. Sigur, până la urmă, legea construcției nu-ți dă voie să faci anumite intervenții în proprietatea comună fără, dacă afectezi structura de rezistență a imobilului respectiv. Tocmai de aceea, prin acest proiect de hotărâre, am instituit această obligativitate ca proprietar să merg să prezint toate documentele și aprobările necesare în momentul în care fac anumite intervenții. Eu nu vorbesc că trebuie să te duci la asociație să-i spui că dai cuvar sau schimbi faianța, agresia sau spui parchet. Deci să nu pornim de la această situație când fiecare își face și își creează un confort prin a-și face o serie de investiții în apartament uzuale, să spun. Dar în momentul în care dorești să ți vezi dacă poți să dărâm un perete sau să elimin anumite elemente de construcție din interiorul apartamentului, tocmai pentru a elimina orice suspiciune venită din partea celorlalți proprietari, că dărâmă nu știu ce perete, că afectează structura de rezistență, ești obligat să prezinți și să-ți obții acele documente de la proiectantul blocului și cu avizul inspecției în construcție și să le prezinți la asociație să spui că, domnule, e în regulă și nu afectează siguranța celorlalți proprietari, ca să nu te trezești cu o serie de reclamații din partea vecinilor. Mai avem pe cineva la telefon. O ultima întrebare înainte de pauza de publicitate. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamnă, dumneavoastră și domnul Ionescu. Bună seara. Și mulțumim că mai vine la televizor să mai pun și noi câteva întrebări, că nu știm din blog. Domnul Ionescu, bună întrebare la doamna dinainte. Dar și la noi, pe Broșteni, am înțeles că niște vecini că se oprește bani pentru utilități. Utilități? Nu știu. Cum bani pentru utilități? N-ați întrebat? Nu, un vecin m-a întrebat azi, un băiat care s-a mutat tânăr aici la noi, de curând, în blog, și zic, mă, când m-am uitat, nu știu despre ce e vorba. Utilități, așa mi-a spus. Zic, nu știu, tanti, când m-am uitat. Și o altă problemă, domnul Ionescu, tot în blog avem un apartament unde o doamnă are un cățel. A fost cu minte până acum, însă dânsa cred că și-a luat serviciu ore, am zis, noi ne-am vorbit între vecini, i-am zis și dânsei, tot ne râdem, tot mai glumește, dar totuși e foarte deranjant. Ce putem face? Că nu știm. Până la urmă, a deține un animal de companie trebuie să respecte anumite reguli minime fără a-i deranja pe ceilalți proprietari. Acum, nu știu cât de mare sau cât de mic este... Da, nu cred, doamne, că dar... poate fi sancționată persoana respectivă pentru care nu s-a întâmplat până acum să fie sancționată de către asociația de proprietari. Cred că nu există o regulă. Nu. Dar până la urmă sunt chestiuni de bun simț pe care trebuie să le respectăm. Să le respectăm față de ceilalți proprietari. Asta nu înseamnă că... Acum nu știu ce a însemnat prin acel deranj față de ceilalți proprietari. Pe asta vreau să zic, unii probabil că sunt mai sensibili, alții mai îngăduitori. Și să respecte anumite chestiuni. Ne oprim pentru publicitate și vom reveni și avem multe întrebări primite de la telespectatori. O să vă rog să le răspundeți tuturor.
ieșită, răfuită, nespălată. Cumva așa arată mașina ta? Du-o de grabă la specialiștii care știu ce trebuie să-i facă. Spălătorie auto din incinta complexului Munșatini. Asigură servicii de spălări interior și exterior pentru autoturisme și autocamioane. Cosmetizări auto, curățat și împrospătare, tapiserie. Spălări covare. Pentru programări sau contracte companii, apelați 0755-026-810 sau 0769-169-436. Altă față-i dai mașinii în spălătorie auto Munșatini. Nu e destul să știi, trebuie să și aplici. Nu e destul să vrei, trebuie să și faci. Centrul de formare profesională O șansă în plus organizează cursuri de agent de securitate, formator, inspector referent resurse umane, agent gardă de corp de intervenție. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa Bulevardul Unirii, blocul L1, parter, lângă ACR. Telefon 0749 267 873 sau 0757 091 085. Fax 0238 411 004. Adresă de e-mail oșansa-in-plus@yahoo.com sau pe site-ul www.lexcursuri.ro. Într-o lume plină de pericole, ai acum siguranța proprietății. Lex Protect are experiența și dotările necesare de a oferi servicii complete de pază și protecție, intervenție rapidă, transport valori, instalare și monitorizare camere de supraveghere și alarme antiefracție la standarde ridicate. Lex Protect proiectează și instalează sisteme de supraveghere video, alarmă antiefracție, alarmă detecție incendiu, control, acces și pontaj cu plata în rate și dobândă zero. Mai multe amănunte pe lexprotect.ro. Lex Protect. Siguranța proprietății. Servicii de ecografie 4 și 3D în timp real cu aplicații în monitorizarea sarcinii, ecografia sânului, ficatului și căilor biliare de acum și în Buzău, în strada Pandurii, numărul 9. Informații sau rezervări pentru investigații cu noua tehnologie 4D și la telefoanele 0744 489634 sau 0238 417100. Ecografii 4D în timp real. Tehnologie pentru viață. Vrei să faci economii importante pentru tine, familie ori afacerea ta? Gazul petrolier lichefiat este la jumătate din prețul benzinei. Pentru o afacere rentabilă, vino acum la Sebi Protcom, în strada Transilvaniei 204. Sebi Protcom pune la dispoziție toată gama de servicii de montaj, revizii și reparații pentru instalațiile auto de gaz. Cei mai buni profesioniști au cele mai mici prețuri din Buzău. Vrei să alimentezi? Stația de GPL Sebi Protcom îți stă la dispoziție 24 de ore din 24. Sebi Protcom, în strada Transilvaniei, numărul 204. Telefon 0238-727-757. Librăriile Dani Cris 93 stau la dispoziție cu prețuri promoționale pentru rechizite de birou, caiete școlare, stilouri, pixuri și creioane, hârtie de copiator. Tipografia Dani Cris produce registre, caiete școlare, agende și calendare chiar personalizate. Tot tipografia Dani Cris comercializează angro, rechizite școlare, papeterie birotică și hârtie pentru copiator. Acum Dani Cris preia comenzi pentru tipizate cu regim special. Librăriile Dani Cris 93 te așteaptă în strada Ostrovului, numărul 9, pe Bulevardul Unirii, bloc P2, parter Dani Cris. Depozit și tipografie în strada Alexandru Marghiloman, numărul 94. Dani Cris. Rechizite și birotică la maxim. Prețuri la minim. Afacerea ta are nevoie de un plus. De TechnoPlus. TechnoPlus vinde componente PC, periferice, componente rețea, monitoare și consumabile. Tot la TechnoPlus găsești copiatoare monocrom și color office și profesionale Canon. TechnoPlus oferă posibilitatea de a vă reumple și implicit de a vă scădea costurile de tipărire, toată gama de consumabile pentru imprimantele cu jet de cerneală, imprimante laser și copiatoare. TechnoPlus efectuează servicii pentru echipamente de birou, imprimante cu laser și cerneală, faxuri și calculatoare. TechnoPlus, în strada Pompiliu Ștefu, numărul 19. Telefon 0238720806 sau intră pe www.technoplus.ro. Generatorilor de deșeuri, cu sinceritate, decât să plătiți o amendă pe care nu o puteți duce, este mai simplu să apelați la depozitul ecologic de deșeuri menajere și industriale asimilabile acestora din Gălbinaș.
protejarea mediului, șansa de supraviețuire a omenirii. RER Servicii Ecologice SRL Gălbinaș, telefon 0238-723-945. Continuăm emisiunea Cocktail și vorbim cu domnul Constantin Ionescu, atât în calitate de consilier local, cât și în calitate de vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor de Proprietari. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Cineva spune, în ce lege este menționat că e nevoie de șef de scară? Nu este o chestiune imperativă ca și obligație, dar marea majoritate a asociațiilor la proprietarilor din Dubos s-au constituit în așa lege un șef de scară pentru ușurința rezolvării problemelor, pentru ușurința comunicării și a relațiilor pe care proprietarii să le aibă cu asociația de proprietari, a face pe cât de mult posibil ca lucrurile să funcționeze cât mai coerent și mai corect în bloc. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Întrebarea exact dumneavoastră. Exact despre acest lucru vreau să vorbesc. Domnul Ionescu, deci un șef de scară se stabilește, dar nimeni nu mai face acum muncă pro bono. Dar n-am spus asta, doamnă. Păi nu, deci n-am, eu eram pe telefon când ați vorbit dumneavoastră. Și atunci, cum sunt remunerați oamenii care fac această muncă? Pot fi, sunt remunerați în condițiile legii, doamnă. Cu acordul, să alege o persoană cu acordul majorității proprietarilor din, de pe scară din blocul respectiv, pe ștat de plată, cu contract de prestări servicii, o formă legală pentru a putea ca cineva să muncească și să fie plătit. Deci există un salariu pentru respectivul. Da, o sumă minimă care poate. Deci noi aici pe scară la tot PT15 v-am sunat și mai devreme. Da, tot dumneavoastră spune, da. Deci am făcut un fond de reparații din care am hotărât ca un leu să revină la 40 de garsoniere, un leu să revină șefului de scară. Și acum mi se spune de către doamna, nu administrator, doamna care se ocupă cu... am un lapsus acum. Așa, că nu se poate plăti. Doamna care e președinte sau cine e? Președinte? Nu. În sfârșit, președintele e așa cum e. Deci nu mă refer la președinte, mă refer dar la cine v-a spus? Care? Doamna care contabilizează bani. Doamna cenzor? Da, da. Deci nu știm cum să plătim pe cineva, suntem într-un impas. Noi avem o scară foarte curată, foarte ordonată și acum nimeni nu mai vrea să se implice pentru că nimeni nu face muncă gratuită. Corect. Deci trebuie să existe o posibilitate. Sigur, ca persoana cenzor, respectivă să fie și plătită. Are o pregătire economică, știe foarte bine care sunt prevederi legale și să vă spun exact cum aceste persoane pot fi retribuite. O altă întrebare, doamnă, mai aveți? Nu. Tot cu dumneavoastră, tot cu doamna cenzor vorbiți. Exact răspunsul domnului Ionescu. Deci luați legătura cu doamna cenzor pe procedurile da, și formele legale. Doamna cenzor. Sigur, sigur. Da, doamna cenzor ne-a spus că nu este posibilitate să fie plătită din fondul de reparații. Păi, ce trebuie corect, să facem? Nu pot fi luați bani din fondul de reparații pentru salarii. Nu, trebuie să dați bani în plus, nu? Pentru... Da, sunt separat cheltuieli pentru salariile persoanelor angajate la nivelul asociației de proprietari. Deci, dar nu din banii fondului de reparații. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi, o seară bună, la revedere. Bună. Cineva spune, dacă la parterul blocului avem o firmă și aceasta nu a cerut acordul celorlalți, ce se poate face? Dacă n-a cerut acordul, cer proprietarul din bloc, precis să are acordul asociației de proprietari fără să fie informați proprietarii. Păi și dacă e corect? Nu e corect. Dar ca orice persoană juridică care funcționează la parter de bloc sau într-un spațiu
destinat special unui agent economic participă solidar la plata tuturor cheltuielilor pe spații comune conform legii 230 cu ceilalți proprietari. Da, dar normal ar fi, normal să fie înștiințați proprietarii care trebuie să-și dea acceptul. Legal. Sigur că e legal, nu chiar poți normal, nu doar normal. La parterul blocului într-un spațiu care avea altă destinație și care s-au înființat fel de fel de magazine, chioșcuri, prestări, servicii, fără a avea acordul proprietarilor. Nici acea persoană juridică, acea societate nu a mers mai departe cu finalizarea documentelor pentru a funcționa dacă nu avea acordul asociației. Să verifice la asociație, pentru că precis i-a dat acordul la asociație. Deci problema ar fi la asociație. Sigur. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, dacă îmi permiteți. Bună seara, vă rog. O întrebare aș avea. Vă rog. Spuneți-mi și mie, conform legii 230, fondul de reparație se colectează de asociația de proprietari într-un cont separat, nu? Corect. Da. Până aici corect. Ce facem cu asociațiile de proprietari care au conturile poprite și care, dacă deschid un cont pentru fondul de reparație, sunt poprite la rândul lor și atunci locatarii rămân fără bani? Datorită unor datorii... A fost acționat în instanță. Poftim? A fost acționat în instanță asociația de proprietari, pănuiesc, nu? Da. Și atunci, cum se mai colectează fondul de reparații când el se poprește imediat? Deci banii ajung în contul celor care trebuie să primească datoriile. Lăsați telefonul în regie și eu să vă sun și vă o să vă spun, vă rog. Da, bine, mulțumesc, bună seara. O seară bună. Da, tot felul de probleme. Cineva vă întreabă cum se calculează gunoiul dacă este o diferență mare între două scări de bloc. Păi, gunoiul este la număr de persoane. Persoane care comunică asociația de proprietari. Păi ar trebui să fie cam același, aproximativ același număr de persoane. Păi, de unde diferența fiecare, mare? Păi, diferență de unde? Că la fiecare sfârșit de lună, înainte de a emite factura societatea furnizoare, calculează și se emite pe numărul de persoane care este comunicat de la asociație. Da. Altcineva vă întreabă cum apărați dumneavoastră interesele buzoienilor în calitate de reprezentant al companiei de apă. Exact cum l-am reprezentat și apărat și până acum, cu diverse acte normative și acordând audiență zilnic, non-stop și rezolvând problemele persoanelor care mă caută, indiferent de oră și de zi. Deci oamenii pot veni la dumneavoastră, absolut, vă pot expune problemele. Sigur. Și primiți în audiență în și fiecare ajut zi. Exact cum am făcut-o și până acum. Bun. Despre anul acesta aș vrea să mai vorbim despre sancțiuni și e important de spus că proprietarii care refuză să participe la efectuarea unor lucrări vor fi sancționați. Asta în cazul în care majoritatea decide că e necesară o lucrare. Sigur, există o procedură conform legii care trebuie respectată și urmărită, pentru că, așa cum spuneam și pe parcursul emisiunii, indiferent la ce etaj locuiesc, am și acoperiș, am și fundație, am și subsol tehnic și sunt obligat să particip solidar cu ceilalți proprietari la plata cheltuielilor ce decurg din anumite reparații, investiții pe care dorim să le facem. Numai că trebuie să, așa cum am spus, respectat o anumită procedură. Nu mă pot trezi ca proprietar pe o listă de plată că am de plătit nu știu câte sute de lei pe ceva pe care nu știu sau n-am fost de acord, pentru că acordul se ia cu majoritatea proprietarilor, jumătate de plus unul din imobilul respectiv. Că trebuie să facem acoperiș, că trebuie să schimbăm scurgerea, instalația electrică, curățenie pe scară, zugrăvit, mă rog, o serie de lucruri pe care proprietarii le consideră oportune a le face. În momentul în care există acea majoritate și s-a luat acea hotărâre cu majoritatea proprietarilor, deja devine lege pentru toată lumea și suntem obligați să participăm solidar la plata acestor cheltuieli. Sunt sancțiuni contravenționare, pentru că în legea 230 nu punctează foarte exact și am ținut foarte mult să fie prinse în acest regulament de organizare și funcțională. Dacă un proprietar refuză să participe solidar cu ceilalți din blocul respectiv pentru a-și achita datoriile pe spații comune, pentru că, repet, nu sunt proprietar doar pe apartamentul și suprafața respectivă pe care o dețin prin contracția și am și o cotă parte de proprietate, o cotă indiviză în imobilul respectiv, pentru că urpă casa scării, am la subsol instalația tehnică ce îmi deservește și mie ca proprietar. Da, e clar. Nu mă până plouă pentru că am un acoperiș și trebuie întreținut și reparat de câte ori este nevoie, sigur, în condițiile realizării unor lucrări de calitate și o serie de lucruri pe care proprietarii hotără să le facă. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Întrebarea dumneavoastră. Eu am o nelămurire. Vă ascultăm.
domnule, cine controlează asociațiile de proprietari din punct de vedere financiar? Adică se vadă dacă bani din fondul de reparații au fost cheltuiți în alte scopuri, dacă banii din fondul de întreținere au fost cheltuiți pentru alte blocuri, dacă se mută bani dintr-un cont, să zic așa, dintr-un capitol, din, așa, pentru alte cheltuieli, de la un bloc la altul, cine verifică lucrurile astea la asociațiile de proprietari? Este singura întrebare, da? Singura întrebare. Mulțumesc, bună seara! O seară bună! Bună seara! În primul rând, asociația de proprietari și conduce și situația financiară o verificăm noi, proprietarii, că noi suntem cei care plătim la asociația de proprietari și avem legea, ne dă dreptul să cerem orice rămurire vis-a-vis de felul în care sunt cheltuiți anumiți bani, felul în care se duc la îndeplinire hotărârile pe care le luăm. Deci, modul în care mă implic eu ca proprietar în viața asociației de proprietari determină și buna funcționare. În al doilea rând, la nivelul asociației de proprietari există acea comisie de cenzori, care verifică lunar situația financiară, listele de plată pe care trebuie să le vizeze și care sunt plătiți tot de proprietari. În al treilea rând, la începutul fiecărui an, președintele de asociație este obligat să convoace acea adunare generală la care invită toți proprietarii și prin care prezintă situația financiară și să descarcă de gestiune în fața proprietarilor. Să spună ce datorii, ce venituri, cine are datorii, unde sunt banii pentru anumite reparații, cum s-au cheltuit anumiți bani din fondul de reparații, care este fondul, fondurile speciale care sunt la asociația de proprietari, fondul de rulment, ce cuantum are la, pentru fiecare proprietar, ce investiții să fac și ce fond de reparații să strâng pentru anul în curs și o serie de lucruri care se discută și se aprobă la începutul anului, în primul trimestru. De ce bine? Deci știu că sunt reguli stricte care trebuie să fie, da, și aplicate. O neparticipare la nivelul asociației de proprietari din partea mea ca proprietar nu duce la o bună funcționare. Bineînțeles, ar trebui să ne cunoaștem și drepturile astfel, sigur, încât avem să reacționăm. Și drepturi, avem și obligații, dar avem și drepturi pe cealaltă parte. Pentru anul acesta, ce v-ați propus, domnule Constantin Ionescu? În primul rând, mai sunt o serie de lucruri care trebuie rezolvate la nivelul asociația de proprietari, să spun așa, la nivelul cartierelor. Pentru că vedem o stare de fapt vis-a-vis de lipsa locurilor de parcare și aș vrea să propun în proiectul de buget pentru anul 2015 acele investiții și realizarea unor planuri urbanistice de detaliu, planuri zonale pentru dezvoltarea spațiilor de parcaje la nivelul cartierului. Este o problemă destul de spinoasă la nivelul municipiului Buzău, dezvoltarea zonelor de parcaj și a locurilor de parcare și identificarea o serie de zone și o serie de măsuri până la urmă pentru a putea dezvolta zone de spații de parcare. Deci vezi munci în acest registru unul nou față de ce s-a întâmplat până, sigur, acum și veți încerca nou, să le oferiți vechi, oamenilor locuri de parcare. Soluții. Da, e o problemă veche, cred că o problemă, sigur, întotdeauna, care nu prea își găsește rezolvare, mai ales în zona cartierelor, așa cum spuneați, sigur, între blocuri, sigur, sunt probleme, sigur, mari, de acolo apar tot felul de discuții. Probabil că oamenii ajung și la asociațiile de proprietari să reclame, sigur, discuții, conflictele. Probleme, da, da, evident. Așa că va fi un an plin. Eu vă doresc succes și aștept să veniți să ne spuneți care vor fi exact soluțiile pe care le identificați pentru noi locuri de parcare. Mulțumesc și eu, cu mare plăcere oricând. O seară frumoasă vă doresc, vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Și mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare la Campus TV, urmează Auraș Tăreacă. Vă doresc o seară bună, la revedere!